da. Vorbește mult! Enorm! N-ai loc de el! Dar nu vrei să știți ce zice John? Ce? Bun, hai să ne, deci ai ajuns aici în această minunată zi spre seară ca să experimentezi ce se întâmplă în culisele emisiunii Generația lui John. Da. Super tare. Bun, stai că încerc să găsesc comentariul tău și nu... Bun, da. Vreau să știu așa. Ce ai vrea tu să descoperi în emisiune? Vreau să văd, nu știu, cum vă faceți voi tot scenariul ăsta, cum vă pregătiți întrebările înainte de o emisiune, echipa, tot. Tu crezi că noi avem niște întrebări înainte de emisiune? Nu știu, mă gândesc că aveți totuși un plan pe care vă bazați, nu știu. Păi fii atent, uite, suntem înainte cu vreo 40-50 de minute înainte de a veni invitații. Da. În seara asta o să avem un el și o ea, doi tineri, știi că emisiunea asta este pentru tineri, e Porta Voce pentru tineret. Și promovăm un caz. Este vorba de cazul Vlad Constantinescu, este un băiat care are un diagnostic cu cancer și încercăm cumva să-i salvăm viața, știi? Și vorbim despre treaba asta, intrăm în direct și cu mama acestuia și cu, presupunem, și cu băiatul, da? Și cam asta ar trebui să fie foarte pe scurt. Mi se pare mult mai ok o discuție care vine de la sine decât ceva pregătit de dinainte, pentru că uneori se vede momentul în care e regizat și deja nu știu, nu mai are farmec. Tu vrei să lucrezi în televiziune? M-am gândit, da, acum ceva timp la lucrul ăsta. Mi-ar plăcea să lucrez în televiziune, îmi place să vorbesc foarte mult. Tu o să fii prima invitată care, practic, nu o să fii invitată în emisiune. Da, deci prima persoană care e la emisiune, dar nu e în emisiune. Să nu te superi, da? Da, nu mă super. Poți să privești chestia asta ca pe un privilegiu, adică, băi, sigur, Gen nu o să mă sune niciodată să mă întrebe dacă vin sau nu în emisiune. Da, nu e vorba de asta, e vorba că eu vă cunosc pe voi și știu toată echipa. Da, asta e, într-un fel, practic, experiența pe care tu o să trăiești este cumva din umbră, dar vei afla multe alte detalii pe care invitații nu le văd sau nu ar trebui să le știe. Bun, hai să zi-mi câteva cuvinte despre tine. Zi-mi ceva despre cum te ne scrii. Sunt o persoană foarte prietenoasă. Așa. Vorbesc cu absolut oricine. Nu pot să fiu supărată pe cineva, adică sunt foarte iertătoare. Acum ceva timp scriam poezii. Acum am o lipsă de inspirație, dar... Cum scrie poezii și te-ai oprit din scris? Da, în... Ai o poezie la tine să-mi citești ceva, nu știu să zici. Nu am o poezie la mine, n-am mai avut inspirație, n-am mai avut sentimente atât de profunde cât să scriu o poezie. Pentru că, în general, când scriu o poezie, sunt sentimentele mele acolo. Și am avut o perioadă în care a fost așa, nimic special. Adică, nu știu, n-am mai avut despre ce să scriu. Da? Ei sunt oamenii care de obicei stau aici în spate. Nu ne filma că nu suntem, n-avem față de... E, lăsați, așa e important, da? Și mai avem încă John, el e... Mai avem o domnișoară pe care o cheamă Cristina și ea lucrează cu noi, dar deocamdată cred că e încă pe drum de la zăpadă. Hai să reși studioul. Aprinde, nu, acolo, vin să... Da, asta vreau. Stai liniștit. Nu-i problemă. E bine să stai un pic pe scaun. Pot? Da. Să știi că sunt și colegi care vor să facă treaba asta. Cum te simți așa de pe... Importantă. Serios, deci fie, hai să facem o chestie. Mie mi s-a mai întâmplat în emisiune, chiar am vrut să mai scap și eu de câteva lucruri. Și am stat în calitate de invitat, bam. Dacă ar fi acum să-mi adresez o întrebare, adică tu să fii moderatoarea emisiunii și eu să fiu invitatul tău, da. Ce m-ai întreba? Cum ai descoperit pasiunea asta? Dar eu n-am o pasiune pentru televiziune. Eu am o pasiune pentru a promova tinerii. Cum ai descoperit pasiunea asta? Făcând radio. Făcând radio. Dar nu mă auzeam suficient de bine și am să merg la TV. Asta a fost. Am înțeles. Mamă, ce întrebări dificile. Deci, schimbați, nu e bine. Deci, cel mai simplu, parcă nu e adevărat. Îmi place, eu m-aș îmbrăti toată ziua pe scaun. Bun, da, uite, altă regulă. N-ai voie să te bălângări. N-am voie. Nu, n-ai voie să te bălângări. Să monitorizăm ce se întâmplă cu viața noastră în direct, da? Uite, este cadrul general. Da? Ok, hai să ne uităm la ea și trebuie să fiți la cameră. Dar trebuie să fiți la cameră asta ca la o persoană. Nu ca și cum ai face niște poze, nu ca... Ce simți? Nu suntem un direct, dar o simulare. Ce simți când trebuie la cameră? Că mă pierd. Eu sunt vădva Simona Maria și din această seară eu voi prezenta emisiunea lui John. Vom discuta despre frigul de afară și poate vom ajunge să stăm și noi acasă. Piatra crapă... Capra, capra, crapă, piatra, capra neagră în piatră sare, piatra crapă în patru, crapă capul caprei negre, precum piatra crapă în patru. Piatra crapă capul caprei în patru, cum a crăpat și capra piatra în patru. Boul breaz, bârlobreaz, lesnea zice boul breaz, dar mai lesnea dezbârlobrezi,
bârlobrezitura din boii bârlobrezenilor. Se pare greu? Da. Ok, acum trebuie să fii un pic mai convingătoare și să te mai uiți din când în când la cameră pentru următorul. Un bal fără egal, cu final fatal la un halal carnaval estival, cu scandale, bocal dintr-un opal oval, bal real și natural, fără rival, egal și actual. Dar tu trebuie să-l zici mai frumos, așa mai. Ok. Bal. Un bal fără egal, cu final fatal la un halal carnaval, estival, cu scandal, epocal dintr-un opal oval, pal real și natural, fără rival, egal și actual. Ne și filmează domnul Răzvan Aron. Intră pe piesă, iar doamne ajută. Maria nu face altceva decât să tragă pe din culise. Dragii mei, salutare la o nouă emisiune, Generația lui John. În această seară încercăm să facem fapte de bune. Știți momentul ăla în care, da, domne, facem, cum să nu ajutăm, renunțăm la ce avem noi mai de preț. Nu chiar atât de exagerat. Uite ce frumos, ce cuminței sunt ei, nicio problemă. Eu am uitat să spun un lucru, suntem priviți din culise de către Maria. Maria care este câștigătoarea de pe Facebook, cea care ne privește și are parte de o mega experiență. Nimeni nu stă atât de atentă cum stă ea acum și ne privește și ne critică și o să dea pe urmă o părere și o să o publicăm și noi pe Facebook, dar nu vă zic multe lucruri despre Maria, că am o întrebare. Deci, n-aș vrea să fiu în locul lui John Cristea. Bine. Ești trecând. Așa. Haide. La bariera, mă rog, la bariera. Și microfonul ce faci? Asta, că microfonul e aici. Așa. Gata, intrăm? Eu? În sfârșit, doamne ajută! Gata, pe bune! Bună seara, doamne ajută! La noi emisiune Generația lui John! Nu așa. Nu știu, John rămâne aceeași persoană pentru mine de 5 ani de zile de când vin pe aici, nu scapă de mine. E aceeași persoană, persoană plină de glume, chiar dacă nu se vede pe TV, aici în spate, la Prahova TV, e un super om și în realitate, un super om, cel mai bun prezentator de la Prahova TV. A fost o seară frumoasă, pentru prima oară mi s-a părut destul de, nu știu, așa, ciudat, pentru că am avut foarte multe emoții. Dar nu mai fi formală, spune ceea ce simți, John, pentru că nu este John aici. Nu este John aici? Nu știu, a fost destul de bine și chiar mi-a plăcut și poate o să mai vin. A fost o seară super faină din spatele camerelor, pentru că am putut să văd absolut tot ce se întâmplă la un platou. Emoțiile lor, mai mult ale ei, el a fost așa relaxat. Cu ochii pe ea mai mult. John, un om care vorbește foarte mult și super glumeț, adică e foarte mișto să stai cu el aici. Nu aici. Că vorbește nu mult, că, da. Vorbește mult! Enorm! N-ai loc de el! Știu că o să tai la montaj, da? Știm asta, dar noi te iubim, stai liniște. Am descoperit chestii foarte faine, gen echipa, doi oameni din echipă, dar oameni care muncesc și fac chestii foarte faine, nu știu. John e foarte funny, amuzant, nu știu, nu mă așteptam să fie așa, mă așteptam la un om mai serios, m-a surprins, plăcut. Mi-au plăcut și invitații, pentru că am putut să vorbesc cu ei, din nou, oameni cu care am râs foarte mult. A fost o emisiune din care, mă rog, a fost o experiență din care am învățat că e mult de muncă într-un anumit domeniu, spre exemplu asta, cu emisiunea, cu televiziunea, dar dacă faci ce-ți place și îți dai interesul, iese ceva foarte frumos. Bravo, senzațional. Dar nu vrei să știți ce zice John? Ce? Zim așa pe stradă. Alu, ce zice John, mă, ce zice? Bine, băi, asta a fost-o? Cam așa se văd lucrurile de aici din culisele emisiunii. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați, să dați mai departe și să comentați. Numai bine! Pa!